Cei doi îngeri m-au escortat spre iad. Ei mi-au spus, Acum vei vizita iadul. Nu ai nicio idee despre mărimea iadului. Eu continuam să strig, Este atât de mare, este atât de mare. Acesta este locul în care sunt sufletele blestemate și își primesc condamnarea veșnică. Simțeam că iadul este de mii de ori mai mare decât cerul. Jumătate de iad era colorat în roșu, iar cealaltă jumătate era pictată albastru negru. I-am întrebat pe îngeri, de ce este această parte roșie? Îngerul mi-a răspuns, nu știi, este sulfura aprinsă. Cealaltă parte este întuneric, când oamenii păcătuiesc și sfârșesc aici, sunt torturați din ambele părți. Sunt multe biserici pe pământ și multe biserici umplute cu multe persoane. Oricum, majoritatea nu sunt creștini adevărați, ei sunt doar însoțitori ai bisericii. Adevăratele biserici vor crede cu fermitate în cer și în iad. Viețile multor creștini sunt în haos, pentru că ei nu cred cu fermitate în cer și în iad. Când un suflet intră în cer, o mie de suflete blestemate intră în iad. Eu sunt un păstor și un vorbitor foarte bine cunoscut. Am absolvit una dintre cele mai mari facultăți de teologie din Coreea. Niciodată nu am crezut aceste povești despre cer și iad, dar acum sunt unul dintre cei care mărturisesc aceste experiențe. Deși credeți că ați putea fi creștini, dacă veți trăi viața în înțelegere cu voia demonilor, veți sfârși în iad. Primul loc pe care l-am văzut a fost locul de ardere al sulfurii. Nu vă puteți imagina cât de fierbinte este focul iadului. Nimeni nu poate învinge căldura intensă. Oamenii din iad spun trei lucruri. 1. Este atât de cal încât simt că mor. 2. Îmi este sete, încât simt că mor. 3. Îi vei auzi pe mulți cerând apă. Este veșnic. Mulți spun că sunt liberi prin Hristos și că trăiesc viața cum vor. L-am întrebat pe înger cei care sunt aici ce au făcut? Îngerul mi-a răspuns, din prima clasă fac parte necredincioșii. Cei care nu și-au evangelizat propria familie trebuie să se pocăiască. Îngerul a continuat, din cea de-a doua clasă fac parte cei care erau credincioși, dar nu s-au pocăit de păcatele lor. Trebuie să ne pocăim de păcatele noastre și să le mărturisim Domnului. Nu trebuie să păcătuim oferind doar vorbe, nu ne pocăim. Cu o inimă smerită și serioasă, trebuie să ne pocăim. Am văzut mulți creștini în iad. Am văzut mulți păstori, bătrâni și diaconi în iad. L-am întrebat pe înger. Îi cunosc, i-au slujit Domnului, credincioși pe acest pământ. Au murit de ceva vreme în urmă, toți credeam că ei sunt în cer cu Dumnezeu, dar acum îi văd pe toți în iad, plângându-se că este atât de cald, de ce sunt ei aici? Erau atât de mulți păstori, bătrâni și diaconi și alți credincioși în acest loc. Îngerul mi-a răspuns, Pastore, o persoană poate părea că este un urmaș al lui Hristos pe din afară, dar Dumnezeu cunoaște inima. Ei nu au ținut Duminica Sfântă. De fapt, iubeau să facă bani Duminica. Mulți dintre bătrâni și diaconi judecau predica păstorului. Nu și-au dat zeciuiala corect, nu se rugau, nu evangelizau oamenii deloc. Mulți dintre bătrânii și diaconii își hârțuiau păstorii, răzvrătindu-se împotriva autorității lor. Ei erau mai ocupați de îndatoririle păstorului și afacerile acestuia. Pe patul de moarte considerau că au făcut doar lucruri bune, așa că nu s-au pocăit de niciunul dintre aceste lucruri. Acesta este motivul pentru care au fost aruncați în flăcările iadului. Am văzut apoi un rege și un prinț care au persecutat creștini în Corea. Acest rege și acest prinț au decapitat mulți dintre primii credincioși. Ei erau plasați în centru, care era cel mai fierbinte loc dintre toate. L-am văzut de asemenea pe Hitler, Stalin, Mao Zedong și un profesor faimos din Corea de Nord numit Kang, un erou japonez și mulți alții. Apoi am ajuns într-un loc extrem de întunecat, prea întunecat încât să vezi pe unde să pășești. Am strigat, îngeri, îngeri, este atât de întuneric, cum se face că nu pot vedea nimic? Îngerii m-au mângâiat pe umeri și mi-au zis, așteaptă doar puțin. În câteva momente am fost capabil să văd nenumărate suflete dezbrăcate, fiecare avea insecte târătoare care să târău pe întreg corpul lor. Persoanele dezbrăcate încercau să îndepărteze aceste insecte, scrâșnind din dinți. Am întrebat, ce au făcut aceste persoane cât au fost pe pământ? Aceștia sunt cei care s-au criticat, apoi s-au înjunghiat unul pe celălalt. Ei nu au fost atenți la ceea ce și-au spus unul celuilalt. Am văzut demonii străpungând și înjunghind în stomacurile cu oamenilor cu seceri. Țipetele lor mi se păreau de neînvinți. Am întrebat îngerii. Ce au făcut aceste persoane cât au fost pe pământ? Acești oameni aveau slujbe, case și familii dar ei nu îi le dădeau lui Dumnezeu. Ei nu ajutau săracii, bisericile sau alte scopuri dumnezeiești. Ei erau zgârciți și lacom. Deși întâlneau săracii, îi ignorau, nu le păsa decât despre ei și familiile lor. Erau bine îmbrăcați, răniți și duceau o viață confortabilă. Acesta este motivul pentru care stomacurile lor sunt înjunghiate pentru că burțile lor erau mereu pline de lăcomie. Era o scenă foarte înspăimântătoare. După ce am mărturisit o asemenea scenă, când m-am întors pe pământ, am dat altora posesiile mele. Salvarea nu putea fi realizată cu bani și proprietăți, și prin credință. Iadul este un loc mizerabil și de neînvins. Este o tortură veșnică. De asemenea, am văzut niște oameni care aveau capetele sparte, de ceva scuțit. L-am întrebat pe înger, ce au făcut acești oameni să merite o tortură atât de îngrozitoare? Îngerul mi-a răspuns: Creierele lor au fost date să gândească binele și lucruri care aduc beneficiu. Dar acești oameni se gândeau la lucruri murdare, se gândeau la lucruri desfrânate. Mai departe am văzut oameni fiind înjunghiați și tăiați în bucăți. Priveliștea era oribilă. Am întrebat: Ce este cu aceste persoane? Ce au făcut să fie torturat în modul acesta? Îngerul a răspuns. Aceștia erau bătrâni și diaconi care nu au slujit bisericilor lor. De fapt, ei nu voiau să muncească sau să slujească. Singurul lucru pe care îl iubeau era să primească și să primească. Am văzut bătrânii, diaconii și alți creștini așezați fiind torturați de demoni. Demonii făceau o gaură în limbile lor și treceau fire dintr-o limbă în alta. Am întrebat din nou, ei ce au făcut pe pământ? Îngerul mi-a răspuns: Ei au comis patru tipuri diferite de păcat. Primul: și-au criticat păstorii, vorbeau negativ de păstorii lor, vorbeau de rău și își bajocoreau păstorii. Insist, cu cei care comit astfel de păcate, pocăiți vă Îngerul a continuat în al doilea rând: insultau biserica prin cuvintele lor, hărțuiau creștinii, astfel încât și cei credincioși erau afectați și încetau să reventeze biserica. Și unii chiar încetau să mai creadă. Au făcut tot ce au putut să-i oprească pe creștinii credincioși, să-și facă datoria față de Domnul. La sfârșit, erau bărbați care beau alcool, își abuzau propriile familii. Am văzut demoni care găureau stomacele femeilor și bărbaților cu un cui uriaș și foarte ascuțit. Am întrebat: Ei ce au făcut? Îngerul a răspuns: Aceste femei și acești bărbați trăiau împreună fără să fie căsătoriți. Acestea sunt vinovate de asemenea de avorturi în cazul în care rămâneau însărcinate. Ei nu s-au pocăit niciodată. Apoi am văzut o altă categorie de oameni. Demonii le feleau buzele ca și cum ar felea foarte subțire carne sau legume. Am întrebat, de ce aceste persoane sunt torturate prin modalitatea aceasta? Îngerul a răspuns, aceștia sunt fii, fiice, ginerii, nurori, care își vorba pe la spate părinții și socrii. Tot ce trebuia să facă era să zică Îmi pare rău, dar ei răutățeau situația. Mulți dintre ei foloseau insulte, își atacau părinții cu cuvinte aspre, erau rebeli. Acesta este motivul pentru care buzele lor sunt feliate. Fraților, cu toții vom muri într-o zi, dar nu știm când. Vă rog, fiți pregătiți! A fi pregătit înseamnă a merge în cer. Când vom pleca, nu este problema. Vă rog iertați vă cât de frevent și necesar este nevoie. Pocăiți-vă și îndepliniți-vă toate aceste datorii, dacă trebuie. Frații mei iubiți, obișneam să ignor astfel de mărturii. A fost un păstor prezbiterian conservator care ignora aceste lucruri. Dar acum, trebuie să mărturisesc tot ce am văzut. Vă rog, nu ezitați să trăiți o viață sfântă. Vă rog, evitați această tortură mizerabilă și această judecată salvați-vă, nu trăiți pentru carnea voastră și supuneți-vă împărăției lui Dumnezeu. Vă rog, rugați-vă pentru cei care nu-L cunosc pe Domnul, evangelizați și dați roade. Vă rog, rugați-vă dimineața și țineți duminicile sfinte. Dați Domnului Zeciuia la corect. Strângeți răsplăți în cer și nu pe acest pământ. Mă rog pentru voi și vă binecuvântez în numele atotputernic al Domnului Iisus Hristos. Amin.